prieteni, un subiect adesea pe masa noastră. Mai mereu pe masa noastră, de ce există diferențe sau și ce fel de diferențe există între catolici și ortodoxi, deși vă mărturisesc că accentul pe diferență, deși nu sunt un om foarte tolerant, dar asemănarea și diferența nu ține de mine, nu e vorba despre mine aici, ci despre motivul diferențelor. Asta cred că de fapt e în spatele întrebării, care sunt diferențele. Bă, de ce există totuși diferențe în lumea creștină, între ortodox și romano-catolici? Acum, să știți că există ortodoxi de rit roman, așa cum există catolici de rit bizantin. Ce înseamnă asta? Am adăugat un plus de confuzie. Există multe diferențe între noi și între noi răsăritenii și apuseni, între creștinii ortodoxi oriental bizantin și creștinii de apus romano-catolici. Diferențe care au o anumită evoluție a lor. Există spații și timpuri istorice care au determinat aceste evoluții și diferențe, au stimulat aceste diferențe, care de fapt și de drept au despărțit cele două biserici în mod foarte serios. Dacă ar fi să numărăm diferențele, am găsit foarte multe. Am identificat vreo 50-60, care mai de care diferențe. Aș vrea să menționez pe cele mai importante, nu înainte de a repeta, diferența care duce la îndepărtarea a două lumi sau accentul pe diferență nu este întotdeauna serios. Ar trebui să punem accent pe dialog, alimentând dialogul cu înțelegerea din ce în ce mai profundă a propriei credințe. Dacă sunt ortodox, pot contribui la dialogul dintre, nu la accentuarea diferențelor, ci la apropierea prin dialog, cunoscându-mi, adâncindu-mi propria credință. O primă diferență e filioque, acest adaos care apare ca modificat în crezul Niceu Constantinopolitan, un produs a doua bisericii primare, a două sinoade ecumenici, un conținut de credință, simbolul de credință, crezul. În crez există un adaos cu privire la persoana Duhului Sfânt, care purcede din Tatăl și din Fiul, filioque, în latinește. E acest adaos respins categoric de Biserica Ortodoxă pe motive dogmatice, pe motiv de principiu dogmatic și totodată amendat și pentru faptul că Biserica Romei a luat decizia unilaterală, cumva împotriva principiului sinodalității, care se bazează pe înțelegerea, pe convenirea, pe acordul membrilor bisericii. Filioque, un adaos care a adus multă discuție între cele două biserici. Sigur, are istoria lui, apare într-un anume secol, într-un anume context misionar, în contextul în care triburile germanice care invadaseră Roma ajung undeva în Spania și din motive misionare pentru adecvarea înțelegerii mai bună a învățăturii de credință, episcopii de acolo decid adăugarea lui Filioque. E una din deosebiri, dar sunt mai multe. Spre o altă deosebire, primatul papal. Episcopul Romei, primul între interpares, primul inter pares, sinodul al cincilea ecumenic vorbește despre ordinea îndiptice a întâi stătătorilor bisericii din acea vreme, în care, în mod onorific, episcopul Romei era considerat întâiul. Astăzi, primul între cei egal, primul inter pares, este pentru noi, lumea ortodoxă,
Patriarhul Ecumenic și nu Episcopul Romei sau Patriarhul Roman. Diferența asta de cine are întâietate se alimentează din faptul că Papa este considerat vicar al lui Hristos. O diferență care ne așează la poli opuși. Sigur, există diferențe de ordin canonic. În Biserica Romano-Catolică există mai multe sinoade ecumenice recunoscute, pe lângă cele comune, 7 sinoade ecumenice comune, sunt vreo 21. Biserica Ortodoxă nu recunoaște niciun sinod al Bisericii Romano-Catolice de după ultimul sinod ecumenic. Există diferențe de ordin canonic, de ordin practic. Una foarte practică, săvârșirea liturghiei cu pâine de ospită sau cu azimă. Noi credem pe martorul ocular, Sfântul Ioan, care a fost la cina cea de taină și a văzut că Mântuitorul Hristos a luat pâinea, azima și artos, a muiat pâinea. Cuvântul folosit acolo este specific, nu azima, ci artos, pâinea de ospită. Folosim, răsăritenii folosesc în rit, pâinea de ospită. Biserica Romană nu, în afară de ritul oriental care mărturisește conținutul de credință catolică. Sunt multe deosebiri. Repet, înțelegerea adâncă a propriei învățături decât a propriei credințe mă ajută în dialogul cu celălalt. Nu accentul pe diferență, ci adâncirea propriei învățături. Pe curând, prieteni!